Principala problemă în localurile din Slatina o reprezintă lipsa agenților de pază. Chiar dacă legea îi obligă pe patroni să încheie contracte cu firme specializate, aceștia preferă să monteze camere de supraveghere, iar în caz de scandal în local să apese butonul de panică pentru a veni o echipă de intervenție. Avem o problemă nu cu barurile, ci cu paza și supravegherea acestor terase sau localuri, să le spunem generic, pentru că ele sunt pub-uri, sunt restaurante sau fast food-uri sau de genul ăsta. Trebuie spus de la început că legea obligă patronii, administratorii unor localuri publice unde se servesc băuturi alcoolice sau funcționează în regim de discotecă, au obligația legală de a asigura paza și ordinea prin intermediul firmelor de pază și protecție. Nu trebuie să se mulțumească doar cu niște camere de supraveghere montate în de multe ori foarte bine montate în incinta locațiilor. Agenții de pază sunt persoane care au atestat și au absolvit cursuri unde au învățat tehnici de imobilizare, ei fiind primii care intervin în cazul unui scandal. Trebuie să îndepărteze persoane turbulente, să ia măsuri de a încerca pe calea amiabilă, să solicite să înceteze orice acțiune care duce la deranjarea salariaților localului, a celorlalți participanți sau a celorlalți cetățeni care aflați în incintă, iar mai apoi poate evacua din incintă. Din cauza scandalurilor și a muzicii date prea tare, poliția locală a închis până acum două baruri din Slatina. Există la nivelul municipiului Slatina o hotărâre adoptată de Consiliul Local, prin care s-a reglementat un regulament de organizare și desfășurare a activităților de tip bar-discoteci. Dacă în mod repetat sunt aplicate sancțiuni contravenționale unor persoane sau administratorul unui local public, autorizația de funcționare poate fi retrasă. Am avut două situații în care, datorită volumului mare de probleme, de sesizări și a sancțiunilor contravenționale aplicate cu ocazia de plasări la fața locului, am retras acea autorizație de funcționare. La ultima razie efectuată în barurile din Slatina, la sfârșitul săptămânii trecute, de către poliția locală, poliția municipală și jandarmerie, asupra unor cetățeni s-au găsit bastoane telescopice.